Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou Q&A. Hai că o să mă grăbesc cu răspunsul la întrebări, nu de altă dată, e foarte cald aici și mie că o să înceapă să iasă fum acum din unitate. Pentru că da, așa se întâmplă când rulezi pe AMD și cu coolerul primit cu procesorul. Hai să trecem, să ne înfigem în pâine. Prima întrebare. Eu nu pun întrebări, vreau doar să apar în video. Ei bine, uite că numai dar dracu ți-am cenzurat numele și poza. Ai apărut, deși n-ai dovada în caz că o să... Na, vrei să te lauzi la prieteni. De ce te-am văzut în club dansând la o bară? Băgam iași că am fost prins. Păi, na, știi că din YouTube nu se mai câștigă și trebuie să mă întrețin și eu cumva. Adică de unde vrei să fac rost de bani de placă video și de CSGO dacă voi nu-mi donați pe stream-uri? Cât iei pentru un oral? Păi depinde cât are măta salariul și câți dinți o să-i cadă din gură în timp ce face felația. Dacă câinele mușcă, musca, de ce nu câine? Pentru că automobile. De ce nu rămâne geloasă stânga când fac cu dreapta? Pentru că stânga este amanta. Te uiți la animeuri? Când eram mic mă uitam la câteva. Hai că vă las acum intro-urile de la fiecare în parte. Să vedeți cam cum erau. Privește departe, totul se leagă cum scrie la carte. Lumea din jur nu e ceea ce pare. Ah, ce vremuri când mă uitam la animeurile alea. Aveam vreo 8 sau 9 ani. Asta e treaba de aproape 10 ani, mă. Ce repede trece timpul. Bun, și următoarea întrebare. Mia Khalifa. Oh, you touch my tra-la-la. Ah, sau Mimi. My ding ding dong. Andra Gogan. Nu, de fapt, stați. Știu, o curvă mai mare decât astea aia trei amintite mai din auri. Sora mai mică, Andrei Gogan. Îți pare rău de moartea lui Chester Bennington? Normal că îmi pare rău, adică Linkin pare formația copilăriei mele. Mi-amintesc că era un post, nu știu dacă mai fi și acum postul ăla de televiziune, UTV, UTV, așa. Și dădeau așa în fiecare zi, parcă de nu până joi, o oră rock, o oră pop, o oră așa, înțelegeți voi. O oră întreagă numai de un singur gen. Și când venea ziua aia să dea o oră întreagă numai rock, dădeau melodia aia In The End, și pe care am folosit-o și la montajul ăla cu 2 ani de YouTube. Păi și când băgau melodia aia, efectiv dădeam televizorul la maxim, că pe atunci nu prea steam pe calculator, nu știam să umbl pe internet și astea, deci dădeam televizorul la maxim și urlam pe acolo, mă prosteam prin casă, mă zbenguiam pe melodia aia. Păcat că ăsta era solistul, nu e chestie să zici că era chitaristul sau toboșarul, că pe ăla poți să schimbi, dar frate, solistul și toate melodiile conțin vocea lui. Într-adevăr, ăștia au doi soliști, dar ăsta cântă în fiecare melodie, celălalt solist mai puțin. Se ajungă acum cu formația Linkin Park, ori o să se ducă să schimbe total atul în care o să cânte, o să se folosească de celălalt solist care ăla face voce bună de rap, ori o să aducă pe altcineva. Sincer, nu știu pe cine ar putea să aducă ei acum. Poate pe solistul de la Slipknot ar putea să li se alăture, că ăla mai urla așa bine ca și Chester. În fine. Da, și păcat, adică Linkin Park e chiar formația copilăriei mele. Pe lângă că ascultam atunci când eram mic, am redescoperit melodia In The End pe la vreo 13-14 ani, cam așa. Cred că 14 aveam. Și am început să ascult Numb și toate alte melodii ce le-am băgat în clipul ăla cu 34 de melodii de la Linkin Park și efectiv, cred că de pe la vreo 14-15 ani până pe la 16, mare parte numai Linkin Park ascultam. Deci, Linkin Park și Skillet, hai să nu exagerăm. Dar oricum, deci, nespus de rău îmi pare pentru tipul ăla. Mi-am și pus poze la profil pe Facebook cu el. Asta e, să sperăm că o să vină vremuri mai bune pentru Linkin Park. Deci, păcat, cea mai bună formație de rock a anilor 2000. Păcat, mare păcat. Ce dive din WWE îți plac? Păi să mă gândesc, nu știu, acum WWE trece printr-o perioadă mai proastă, adică serios,
Charlotte e urâtă rău de tot, Sasha Banks zici, are o moacă, zici că e cal, așa mai de doamne ajută și chiar care își face treaba ca lumea ar cam fi Alexa Bliss, dar preferata mea din toate timpurile rămâne Paige, clar, deci Paige pe viață. Apropo, găsiți filmulețe porno cu ea pe internet, dar nu știți asta de la mine. Se șterge canalul pentru 100.000 de dolari, mi l-aș șterge și pentru 10 lei. De ce nu apar niciodată într-un Q&A? Nu știu, dar eu unul am apărut și într-un Q&A de-a lui Codrin și într-o sâmbătă cu Satana, deci mă simt mândru. Ce vei juca dacă îți iei placă video? Clar Sex Simulator și cu ochelari de ea VR. Ce înseamnă viața pentru tine? Un timp destul de lung în care tot ce ai făcut a fost să trăiești degeaba. Ce sport îți place să faci? Te mai prostituezi la preoți, dar cum să nu numai așa pot face rost de mântuire ca apoi să fiu considerat cel mai... și glorios, Iisus, Hristos, Iisus, Hristos, Iisus, Hristos, Iisus, Hristos, glorie! Vei face ceva gen poveștile legionarilor ca și Codrin? Păi puteți să-mi faceți povești pe Wattpad și mi le trimiteți pe Facebook, link-ul. Aveți în descrierea fiecărui videoclip și a canalului link-ul către pagină și către profilul pentru voi. Când o să te joci Met in 3? Când Mimi nu va mai fi o curvă. Nigga, you just got roasted, yeah! Care e echipa ta preferată de fotbal din România? ASR Recolta Bărcănești, echipa locală de la mine din sat. Bine, glumesc. Cine dracului să țină cu ăștia? De câțiva ani de zile ne batem să rămânem în Liga 4. Echipa mea preferată și de suflet ce o am aici în interior, chiar dacă nu mă mai uit la fotbal de câțiva ani, este... Și cam acesta a fost și Q&A-ul, eu sper că v-a plăcut, l-aș fi făcut mai lung, dar efectiv nu mai pot de mult, mult prea cald aici. Data viitoare, dacă nu v-am citit întrebarea, data viitoare pot să vă citesc sau peste două dăți, imposibil să nu vă citesc întrebarea la un moment dat, pentru că, na, când ies să fac așa să-mi lăsați întrebări, mai mult de 50 de comentarii cu întrebări nu se strâng și vreo 20 sunt legate de labă, 15 sunt retardate și ați înțeles ideea. În fine, vă urez tuturor o zi mai răcuroasă și cam atât, toate cele bune. Ciao, Liz.